Seceta afectează din ce în ce mai multe culturi agricole, iar majoritatea dintre fermieri privesc neputincioși cum munca lor se distruge sub puternicele raze ale soarelui. Unii dintre ei aleg să apeleze la preoți pentru a chema ploaia, lăsându-se la mâna sorții. Alții stau și plâng în pumni, iar unii încearcă toate variantele posibile pentru a-și putea iriga terenurile. Unii au noroc, iar cu ajutorul unor fonduri europene au reușit să acceseze proiecte care i-au sprijinit în acest sens. Ce fac în schimb autoritățile, Ministerul Agriculturii, pentru ca seceta și crăpăturile din pământ să nu mai fie subiect fierbinte an de an? Mai nimic. Dacă este să ne raportăm la faptul că europarlamentarul hunedorean Iuliu Winkler a declarat pentru UNU TV Deva că, deși avem la îndemână soluții pentru a remedia această problemă prin fondurile alocate prin PNRR, ministeriabilii noștri au ales să se prezinte în fața celor de la Bruxelles cu un proiect vechi de ani buni, scos de la naftalină, care a fost respins. Povestea cu iriganțiile, eu cred că se va rezolva și chiar din PNRR în perioada Sunt următoare. fonduri care ar Nu putea să sunt fie fonduri, alocate nu sunt fonduri, pentru nu sunt acest fonduri segment? pentru că în anul trecut, guvernul, respectiv Ministerul Agriculturii, ca să fim foarte la țintă, Ministerul Agriculturii a mers cu un proiect execrabil. Nici titlul nu a fost bun al proiectului, pentru că trebuia făcut un proiect care se numește Concepție privind managementul apei. Și ei au mers cu o chestie care a fost scoasă dintr-un sertar de acum 30 de ani și care se numea Planul de rețea de irigații din România. Păi domnule, dar ți-a spus la Bruxelles că noi nu vrem să sprijinim irigații, vrem să sprijinim managementul apei, care este altceva, adică e nivelul următor. Deci, practic, am fost respinși Evident, prima din prima dată sigur că da, cauză, sigur că da. Nu am Și avut un acum proiect bun. Nu a fost bun proiectul. Cu toate bâlbele oficialilor noștri, ar mai exista o șansă de remediere a acestei probleme? Dacă proiectul se repară, acum în contextul în care s-a spus foarte clar, se poate negocia în PNRR. Pentru că este război, pentru că ce am făcut în 2021, azi s-ar putea să nu se mai potrivească, dar colegii de la Ministerul Agriculturii, indiferent cine e ministru, da? Deci nu discut politic, Ministerul Agriculturii trebuie să facă un proiect de managementul apei, nu un proiect de irigații. Dacă eu, inginer electrotehnist, înțeleg povestea asta, sper să o înțeleagă și domniile lor. Eu cred că dacă am mai lăsat un pic mai jos această patimă, dacă am încetat să ne mai tot jucăm, știi că nu ne lasă Bruxelles-ul, nu ne dă Bruxelles-ul, Bruxelles-ul e de vină, păi la alții le dă și nouă nu ne dă. Păi le dă la alții, doamnă, pentru că alții au făcut proiectul care trebuie. Și nu ne dă nouă pentru că noi am mers cu proiectul de acum 30 de ani, care a fost respins. Așa că rămâne de văzut în perioada următoare dacă România va schimba proiectul și îl va adapta acestui secol, dar și cerințelor Uniunii Europene, pentru ca agricultura românească să nu mai rămână doar la mila divinității.